Organizația Mondială a Sănătății va efectua o vizită tehnică în regiunea transnistreană la solicitarea autorităților de la Chișinău. Reprezentanții OMS vor merge în regiune pentru a vedea care este totuși realitatea privind criza epidemiologică de COVID-19. Solicitarea Biroului Politici de Reintegrare vine după răspunsul negativ dat de OSCE de a convoca ședința în formatul 5 plus 2. Salutăm atitudinea constructivă a OMS, precum și poziția comunității internaționale care a refuzat să organizeze o reuniune de urgență în formatul 5 plus 2 la cererea părții moldovenești. Poziția OSC a arătat clar că în această perioadă dificilă este necesar să se concentreze pe lupta cu infecția cu coronavirus și nu se angajează în speculații și jocuri politice. Se arată în comunicat, deși anterior partea transnistreană a refuzat discuțiile cu Chișinăul pe tema COVID-19. Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova, însă autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot garanta respectarea drepturilor omului în regiune, inclusiv accesul populației la servicii medicale. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, solicită pe lângă inspectarea situației reale din regiune privind pandemia, rezolvarea problemei încălcării drepturilor omului, care rămâne deschisă. În regiunea transnistreană locuiesc aproximativ 320.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, care odată cu instaurarea ilegală a carantinei în regiunea transnistreană întâlnesc probleme de circulație pe un mal al Nistrului pe celălalt, iar unele localități sunt complet izolate. Autoritățile separatiste au instalat, începând cu data de 17 martie, 18 posturi ilegale de control pe teritoriul Republicii Moldova, care contravin tuturor înțelegerilor internaționale convenite anterior.